Sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Aceasta va fi întrebarea adresată la referendumul constituțional care va fi organizat în toamnă, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Veronica Roșca. Potrivit ei, propunerea de inițiere referendumului pentru revizuirea Constituției a fost transmis astăzi Curții Constituționale. Veronica Roșca a declarat că prin proiectul de modificare a Constituției se dorește reconfirmarea identității europene a cetățenilor Republicii Moldova și declararea aderării la blocul comunitar drept obiectiv strategic al Republicii Moldova. Astfel se propune completarea preambului Constituției Republicii Moldova cu două alineate noi. Totodată se propune completarea Constituției cu un nou titlu, titlu 5 prim, integrarea în Uniunea Europeană se propune aderarea Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Deputatul a mai spus că autorii proiectului de modificare a Constituției își propun ca prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și ale celorlalte acte juridice cu caracter obligatoriu ale blocului comunitar, să aibă prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne ale Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor actului de Aderare. Veronica Roșca a precizat că propunerea de inițiere a referendumului constituțional a fost transmisă astăzi în altei curți. Următoarea etapă va viza eliberarea avizului de către Curtea Constituțională, apoi noi suntem responsabili de prezentarea în adresa Parlamentului a proiectului de hotărâre care trebuie să conține stabilirea datei referendumului constituțional, cât și, propriu zis, întrebarea care va fi pusă în adresa cetățenilor Republicii Moldova. Sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost inițiat de președintele Maia Sandu și se va desfășura în ziua alegerilor prezidențiale.